Autoritățile de la Chișinău urmăresc soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, la Tiraspol, la sediul misiunii OSCE din Republica Moldova, unde s-a desfășurat reuniunea reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Scopul nostru constă în rezolvarea în mod pașnic a tuturor problemelor controversate prin procesul de negociere, a menționat Serebrean în mesajul său introductiv. În discursul său, oficialul de la Chișinău a relevat problemele cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru. În primul rând, importante din punctul nostru de vedere sunt încălcările drepturilor omului atestate în Transnistria. În pofida prezenței constante a unei agende privind necesitatea restabilirii drepturilor și libertăților anumitor cetățeni și a apelurilor noastre necontenite în cadrul altor platforme de negocieri, primim semnale de noi și noi abuzuri, a menționat Serebrean. Vicepremierul pentru reintegrare și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa unei dinamici pozitive în cazurile celor câtorva persoane deținute ilegal de așa zise la autorități din stânga Nistrului. Încă o dată facem apel la colegii noștri de la Tiraspol să ia măsuri imediate pentru eliberarea acestor cetățeni, restabilirea tuturor drepturilor și libertăților lor și asigurarea accesului la îngrijiri medicale calificate, s-a mai adresat Serebrean.